Muzeul Național al Banatului vă invită să pășiți într-un univers magic și să descoperiți spațiile Oravițan, deschise pentru vizitare de miercuri până duminică între orele 10 și 18 la etajul bastionului Maria Terezia. În spațiile Oravițan găsiți această chemare către lumină, un drum inițiatic de la întuneric la aur, de la pământ la cer. Culoarea este transformată într-un ritual, un gest profund de redescoperire a sinelui. Pătratele, liniile, structurile, toate devin căi către sacru, către o lume în care umanul și divinul coexistă. Culoarea în viziunea maestrului Oravițan nu este doar o simplă manifestare a luminii, ci o formă de frântură a acesteia, un fragment care caută să-și regăsească întregul, unitatea primordială. Roșul nu e doar roșu, e o chemare spre lumină, spre acel mister divin. Albastrul, la rândul său, e un dor fără sfârșit de absolut, o metaforă a căutării. Pictura sa nu e doar artă, ci o rugăciune înodată în mii de nuanțe, o cale inițiatică ce ne poartă spre sfințire. Aurul pentru Silviu Oravițan este mai mult decât un metal, este un simbol al sacralității, o absență a culorii care ne îndeamnă să explorăm infinitele căi ale divinului. Inspirat de marile civilizații ale lumii, artistul nu face altceva decât să redea lumii libertatea de a fi întreagă, explică reprezentanții muzeului.